Administrația Suceveană a decis în parteneriat cu producătorul de energie termică, dar și operatorul de transport și distribuție a energiei termice, prelungirea perioadei de furnizare a căldurii în apartamentele racordate la sistemul centralizat. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat că producătorul de energie termică a funcționat în această iarnă doar cu biomasă. Sigur că și conform legii, vedeți că afară ninge încă, și așa am spus de una de ce m-am temut, n-am scăpat, că iarna se prelungeze, se reportează, iată că în aprilie ninge și este frig. Ca atare vom asigura căldură și apă caldă cât va fi necesar, chiar până spre sărbătorile pascale, când să facem acest lucru, sigur că cei care nu vor dori să se încălzească au posibilitatea să oprească căldura de la subsol, la gigacalorimetru pe scară, să nu primească căldură. Dar probabil vor fi situații în care oamenii doresc căldură. Așa cum am spus, societatea termoficare nouă, bioenergia, a funcționat foarte bine în acest an, numai pe biomasă, în continuare, curtea este plină de biomasă, avem posibilități să furnizăm căldură și apă caldă cât va fi nevoie. Deci, acum nu spune problema că oricum este frig. În altă ordine de idei, am avut o discuție la Ministerul de Interne, care colaborează cu Ministerul Administrației Publice pe aceste măsuri de sprijinire a autorităților locale pentru încălzire. Lucrurile sunt tot mai, dificile din acest punct de vedere de acordare a subvențiilor către autoritățile locale, conform normativelor europene. Ca atare se pune problema să nu se intre la ajutor de stat. În acest sens trebuie aprobare de la Bruxelles ca să poți da aceste subvenții. Eu spun că noi ne-am încadrat, de fapt, în continuare. Spune măsuri de sprijinire acolo unde nu reprezintă ajutor de stat, dacă sunt într-unul dintre următoarele condiții. Întreprinderea beneficiar trebuie să aibă efectiv de îndeplinit obligații privind furnizarea unui serviciu public, iar obligațiile trebuie să fie clar definite. Avem contract foarte clar cu cei la bioenergie pe durata existenței societății, trebuie să ne furnizeze energie termică. Parametrii în baza cărora se calculează compensația trebuie să aveți în prealabil în mod obiectiv și transparent. Avem, așa cum se știe, calcule hotărâri de Consiliul Local vis-a-vis de cât este subvenția la populație și cât este subvenția pe care o plătește primăria. Compensația nu trebuie să depășească ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public. Nu este cazul. Și, sigur, dacă a fost selectarea agentului, operatorului care furnizează căldură, dacă a fost stabilit numai unei licitații. Da, a fost o licitație atunci când am făcut societatea nouă de termomișcare, a fost licitație, firma care prestează azi bioenergie la vremea respectivă, schema Adrem Invest, a câștigat licitația pentru furnizarea de energie termică în municipiul nostru. Eu sper să nu fie probleme, în așa fel încât să putem sprijini în continuare cu subvenții pentru acoperirea diferenței de preț, și, în primul rând, asta este în avantajul sucevenilor. Și eu mă trag speranțe că odată cu reabilitarea rețelelor de transport și distribuție vom avea în Suceava un serviciu de producere și furnizarea energiei termice civilizat și la prețuri suportabile pentru sucevenți.